Bine v-am găsit! Sper că ați reușit să vă dezmeticiți bine din somn până acum, ca să putem porni în forță la drum prin istorie. Sunteți pregătiți? În 1395 este prima mențiune documentară a cetății Neamț. În 1468 moare Johann Gutenberg, inventatorul tiparului. În 1815 a fost fondată prima fabrică pentru producția de brânză, în vederea comercializării. Această fabrică era localizată în Elveția. În 1876 a fost semnat tratatul de pace care a pus capăt războiului dintre Argentina și Paraguay. La 3 februarie 1907 are loc un incident în satul Flămânzi, județul Botoșani, incident care marchează începutul Marii Răscoale a țăranilor, desfășurată sub lozinca Vrem Pământ. În 1944 se năștea Petre Angel, scriitor român, profesor universitar și conducător de doctorat. Acesta a decedat anul trecut. În 1947, Miron Radu Paraschivescu publică în ziarul Scânteia atacuri violente contra lui Tudor Arghezi, acuzat de atitudini politice reacționare. În 1954 moare Ionel Teodoreanu, scriitor român, autorul trilogiei La Medeleni. În 1957, poetul Ștefan Augustin Doinaș a fost arestat și condamnat de regimul comunist la un an închisoare sub acuzația de omisiune de denunț. A fost eliberat la 5 februarie 1958. În 1959, un avion charter care transportă muzicienii Buddy Holly, Ritchie Valens și Bob Orbig se prăbușește în condiții de ceață în apropiere de Clear Lake, Iowa, ucigând pe toți cei prezenți la bord. Mai târziu, tragedia este numită Ziua când muzica a murit, popularizată în piesa American Pie a lui Don McLean în 1972. În 1962, Statele Unite ale Americii instituie blocada economică asupra Cubei. În 1966, stația rusească automată Luna Nouă, lansată la 31 ianuarie 1966, a realizat prima aselenizare și a transmis imagini ale suprafeței lunare. În 1972 au loc primele Jocuri Olimpice de iarnă care s-au ținut în Asia, la Sapporo, Japonia. În 1994 este lansată naveta spațială Discovery pentru o misiune de 8 zile. La bord s-a aflat cosmonautul Sergei Krikaliov alături de alți 5 astronauți americani. A fost prima misiune comună americano-rusă din 1975, când a avut loc istorica întâlnire în cosmos dintre stația americană Apollo și cea sovietică Soyuz. Astăzi, în Anglia, se sărbătorește Ziua Prăjiturii de Morcov. Această sărbătoare se sărbătorește încă din Evul Mediu. Pe atunci, zahărul și alți îndulcitori se găseau rar și erau foarte scumpi, astfel că gospodinele foloseau vegetale dulci pentru a da gust bun dulciurilor. Practica aceasta a dispărut pentru câteva sute de ani, dar a renăscut în timpul celui de-al doilea război mondial, când mâncarea era raționalizată. Chiar și astăzi, de Crăciun, multe familii servesc prăjitură cu morcov. Oare sunt menționate în Biblie dulciurile? Ei bine, da. Proverbe 24:13 spune: Fiul meu, mănâncă miere căci este bună și mierea din fagură este dulce pentru gustul tău. Dar Biblia nu se oprește aici. Chiar dacă mierea este un dulce sănătos, Biblia ne recomandă cumpătarea în Proverbe 25:16. Dacă găsești miere, mănâncă doar atât cât îți trebuie, ca să nu te dezguști de ea și să o vomiți. În orice trebuie să fim cumpătați. Chiar și la dulciuri, sau mai bine zis, mai ales la dulciuri. Dumnezeu este alături de noi cu sfaturi dintre cele mai specifice. El vrea să ne fie bine, de aceea se îngrijește chiar și de nevoia noastră de dulce. Sunt Rahela Petrescu și mâine dimineață de la 7, 8 sau 9 vă aștept pe www.lightchanneltv.ro la o nouă ediție Azi, Odată. Să aveți o zi excelentă!